Și ca să vedeți că noi, cei care comentăm, nu suntem atât de exagerați pe cât ne credeți dumneavoastră, am surprins o discuție între Sabrina și mama lui Dani. Erau acolo în balansoar și Sabrina a întrebat-o pe mama lui Dani la ce vă gândiți. Și tot Sabrina a răspuns, cred că știu la ce vă gândiți. La fata dumneavoastră, nu? Doamna mama lui Dani spune, nu. Mă gândeam la Dani, gen, la ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Și Sabrina îi spune, haideți că nu e chiar așa, că aseară a fost bine. Și spunea ceva de genul că mi-am dat seama că este un caz închis și că nu mai am ce să fac în situația asta. Și cumva m-am resemnat. Cred că caz pierdut l-a numit. În fine, nu mai am ce să fac în situația asta și cumva m-am resemnat. Sabrina îi zicea, dar a fost bine, chiar a fost bine aseară. Și spunea și dânsa, mi-a spus fetele că era fericit, dar mă deranjează. Și evident, noi am pierdut conexiunea cu doamnele. Mă deranjează faptul că în loc să se gândească la fiica dânsei, na, uite, e duminică, probabil ar fi putut să fie dor de familie, tot cu gândul la Dani, tot negativ. Dar într-un fel sau altul, dânsa și-a dat seama că este un caz pierdut și că nu mai are ce face. Nu știu dacă gen nu mai are ce face și îl lasă în pace sau nu mai are ce face și o să lupte să-l trezească la realitate. Vom vedea ce va fi. Cam asta e.